Bună seara, numele meu este Ivan Gabriel, sunt la pescuit la barajul Bascov, pe data de 17 septembrie 2014. Se pare că sunt singur pe aici, am fost la biban sus, pe baraj, barajul Budea, să-mi luam niște biban de prăjeală. Sponsorul emisiunii de astăzi este firma Terra Rent-A-Car, Terra Rent-A-Car, cu site-ul terrarentacar.ro. Terra Rent-A Car, vom vreo firma de închiriere de mașini. Nu știu dacă mai joacă obletele cu baraj pe aici. Prietenul Antoni sunt pe baraj, alți prieteni s-au separat. Înțelege. Telefonul este închis pentru neplată. 17 septembrie 2014. Să vină extraterestri să-l deblocheze. Eu mâine plec la 4, plecăm pe râu. Așa, ia să văd. Ce e pe aici? Să dau la un bulbă. Musculițe. Dacă și pe 17 septembrie mai stă obletele pe aici. Dacă am până jumate drumul acolo, botul ăsta e foarte scurt. Asta e miștele pe apă. M-a luat la altul mai sară obleții, văd că și încolo ăla. Frumos, noros în picături de acolo. Și am mai băgat obletele la frente. Să-l urmăresc pe unde s-ar. Aici nu. Aici stare mai jos. Să nu o lași eu de vedet. Hai să vedem. Corici, băchirii. Dar ieri așa am și bățul ăsta scurt de mult. Ce fi căutând eu cu ăsta, nu știu. Rept. Mă duc o parte la altă repede. E bun aici. E bună pentru orice vin pe orice. De curentul tău, nu știu, îmi place să încercăm în ziua de peștele bine. Că mai joacă de la jos încolo. Încă asta e bună să leg și o găleta. Dar nu s-a venit să plecăm la deasă. Să nu avem cu. Nu vrea de. Planul ne-a făcut. Eu cu doi prieteni. Să ieși pe Anarelul. Nu l-am vizitat anul ăsta. Și mai ținem legătura așa telefonică. A fost cineva la Murighiul. Venea apa murdară de la, de la viitura, de la Careva, așa ce părți. A fi zis. Și au plecat de la Murighiul când merge greu. Înțelege? Fantezia. Și cu Dunăre. Așa că urmăriți filmele. Să vedeți unde trage și unde nu trage. Unde nu vă place unde vin eu, nu vă mai, nu mai veniți. Așa că trebuie să vă bună. Așa vă recomand eu să vă abonați, ca să vedeți cum aici și cu Budea să slăbuți biban, așa că nu e recomandat să pierdeți timp. Când sunt local pe aici mai fac și filme, trebuie să vedem. Care e treaba, cum e treaba. De acum se dau la un obiect aici. Nu te vedeți.
Au dus și corcodușele jos. Corcodușele pe 17 secunde. Una nu mai pășesc aici. Mă schimb coada șoricelui mast. Bățul ăsta scurtul trebuie să cobor aici. Nu pot da după mare mult. Că nu stăm ăștia după apă. Opa! Uite ce este. Cineva interesat de muscă? Doi? Mă văd că am cam lizit pe mine. Trei? Am cam lizit, nu știam eu cum vă place vouă jocul. Vedem cu vârful sus ce ziceți. Să găseare campionii, zicea. Cu vârful sus. Merge. Pe trasă papă. Gata, gata. Mă, cam și eu noroc. Mă, și eu noroc. Uite, mă, stai după de chiar în loc să iei o bletă de ăsta frumos. Mănânci în rodul ăsta, e super tău. Intră la biban acolo. Întâi, să văd cum le recuperez, bă, repede. Sau mai sus, să nu se sperie. Dar de ușor e. Constant. Probabil. Nu le place tehnica de tras. Liniar. Ce să facă? Nu le place. A zis că e după mine, acum să încerc aia cu șocul. Da. Cu tras oprit. Da. Și așa de mai dur cu seara. Aha, tras oprit și am atunat-o. Eu chiar mă gândeam că mă duc după pompă. De... Încă ăla mai mișto. O, iau și aici un val mișto. Bă, dar parcă nu mai au pantele alea. Se înșuiesc, vedeți? Se înșuiesc? Dă-l ce părere. Nu are pantele. Bacule așa. Am o altă variantă de tras, că eu mai testat-o pe asta aici. Murea camerului. Da, așa și se înșuie. Bata mai mișto. Că băieții la pânt aici. Prietenii ai rămas la biban, mai bine. Asta e bibanul, opa. Păi să și găleata, de ce puzi mă găleata? Te vreau că nu trebuie să faci. Nu trebuie să spun de lucru, că l-am făcut bine. Ce și bă? Nu vrei să trătărește pe la mine, bine. Stau și mă gândesc. Eu mă dezmă de ăștia. Găsi și o pungă asta. Vine că mi-am găleat asta. Acile așa. Ia. E, apa din canal este curată. Asta îmi vine mizerie de aia. Am dat de zină. Dacă ce-i curățică ea. Vreau și eu mână așa frumos. A, uite ce s-a robleză și pe gura canalului, hăpa, frumos! Pentru să o vadă, a, stați pe gura canalului. Ia, te deranja pe unul. Te deranja musca pe unul.
Am avut două prezentări. Da, una în aval, zice, și să dau mai tare în aval. Așa. Am dat că am văzut cam greuț. Am luat o pietră ca mamă. Nu vreți spun? Zice, nu, vreți domnilor. Mâncare ar fi natural. Sută la sută natural. Făcută din fund. Sută la sută natural, făcută din fund. Pulci de capră, vedeți, să vedem. Și... aha, deci vrei viteza a întâia către a doua. Să rămână, mersi că îmi zise și. Te am trei către a doua. Și asta un secret, bă. Nu dau la muscă, le trage în toate sfârșurile. Și aia cu a doua. Doi sau banana. Care e trema. Nu-mi place de voi. Să zicem, nu-mi place de voi, că dacă nu-mi place de voi, am plecat de aici. Nu zic eu de joc. Să vedem, frații voștri, pe curent. Da, aici am avut atacul pe curent. Duc acolo în jos, în spate, la punct. Nu-mi place de ăștia, să fiu sincer. Nu-mi place. Sponsorul emisiunii de astăzi este firma Terra Rent-A-Car. Site-ul Terra Rent-A-Car. Numărul de închideri de mașini. Preț de la 7,9 euro pe zi. Pentru companii. Așa, băieți, ia să vedem. La 4 trebuie să fiu în picioare. Deci Champions League la 12 noapte. Să iau pe nevasta, schimb 2.
Acum trebuie să pun picioare la 4 la neon. 7:30 pe râu. Am activitate. Nu stop. De sâmbătă la... Nici e joi, sâmbătă zis asta să mergem pe ul. Da, viitoare delta. Deltaică e asta. Nu e lucru pe delta. Eu nu știu zic, băieți, așa cum la delta. Da, ar fi o afacere. Aici. Aici și ea, dar trebuie să mă duc în cap, am bățul scurt. Aici și ar fi ceva de mânărit, da. Să duc așa în jos. Opa. Uite ce traie. Să nu aveți găuri în talpă, cum am eu. Există riscuri. Jandarmul ăsta și extraterestri. Ia-mi că atacă aici, da. Cobor, așa de scurt e bătăsta. Să cobor pe asta. Nu mai e concurs acum, bine. E concurs pentru ștuc. Am văzut că sunt interesați băieții. Hai frăților, vă lăsați așa. Bățul la baza apei. Atacați voi omus, atacați odată, atacați voi mai ciuleci, atacați voi mai ciuleci așa. Nu mă se dau la ușor, și nu mai ne mâncați așa, într-o zi trebuia mai bine. Uite că am și eu odată. Nu știu, am mai liniștit. Am liniștit rău de tot, să dau în drept. Îl iau la rând. E bună? Asta liniște. Te împrătenești cu popa aia, să vedem. Care e șmecherie? Care vrea muscă. Am renunțat aici, mă bag pe sumar. Mă, o bleteie de-aia, acoperit cu apă. Vreau pe schimbă sumar asta, că aveam pe ținut și mine pe mână. E greu pe schimbă asta, nu? Să vedeți acum. Ce-i facem noi la gagiu. Gagiule, pune-te în garde. Că după aceea trebuie să te pune mai în gard. Stai așa, să vedem mai acolo. La fel. Alo? Bă, mai stăm alea, ca să știi. Sunt la filmare, frate, nici nu s-a încrăpat de ziua. Uite, în 5 minute plec de aici, e bine? 5 minute așa, da? Bine, hai, pa, pa, pa. La mașină. Te filmă la pește, la mașină. Să mă ducă de... Avem mult de lucru pentru mâine. Să fim pe teren. Facă și el duș. Bun, chestii.
Respect, Dorit. Ce trebuie aici? Am zis 5 minute să fac și eu prind un test. Ia uite, prind 5 minute pe lângă sau pleci când trage peștele acum. 5 minute. Așa la trebuie să plec și eu, că e Champions League. Îmi fac și eu ceva pentru mine, la trebuie plecă. Zbiriaje-mă. Cam mai bine ziua, că răcește apă. Hai că am dat în jumătate. Hai că în jumătate sunt interesant. Uite că le trag mai în viteză și se repede. Aha, le trag mai în viteză. Le puteți mai invitezi, dar să mai pe curent. Și așa că are viață el, că a avut, dacă nu are viață. Ia seama, nu are viață. Și el viață, mă. Nu, bă, păi i-am dat. Nu mă așa să iepe. Nu, dacă plângi. Să mai prind unul și gata. Așteaptă și el și nu-i bine. Adică sper să prindă. Am făcut eu deși mă apăr cum pe știe. Încă un vârf frumos. Vârful sus să facă dâre. Că sunt ca în chiore, n-au mult frumos. Ăsta a fost norocul lui și ghinionul meu. Norocul lui că am prespește și trebuie să plec. Ghinionul meu că nu mai mă joc. Cu vârful sus, că dacă nu că nu prea are mult arivioare, face de renovete. Gata, ne vedem și data viitoare. Sănătate, mai bine!